liște, m-a sedus și m-a abandonat. De ce ai plecat, mă? E senatorule la șeful tău. Ia zi. Eu cred că e o formă de respect deosebită că și din mașină vorbesc cu tine. Corect. Stau, țin tableta, stau în emisiunea ta și din mașină. Skype, oameni buni, pe Skype. Ce înseamnă și tehnica asta? Liderul senatorilor PNL în direct prin Skype din mașină, răspunde la întrebarea pe care bănuiesc că ai și uitat-o. Zi! Am uitat-o? A? Da. Dar de ce crezi tu că aș fi putut o întrebare care e o întrebare la ordinea zilei și e pe gura multor, pe buzele multor din români? Ia. Eu personal cred așa. Eu cred că cei care au furat trebuie să răspundă indiferent dacă ne apropiem de un moment electoral sau nu. Bravo. Că sunt de la noi, că sunt de la alții. Hoții, locul hoților este la pușcărie, iar locul oamenilor corecți este în administrație, în politică oriunde. Da? De altfel, Partidul Național Liberal, când s-a votat în Parlamentul României înființarea, propunerea de înființare unei comisii pentru cercetarea abuzurilor, a votat cu toți reprezentanții pentru și astăzi, în prima ședință a comisiei, la care au participat toți cei patru membri ai Partidului Național Liberal, am fost de acord cu toate solicitările care au avut ca obiect să ni se pună la dispoziție toate contractele de achiziție publică încheiate în perioada stării de urgență și în perioada stării de alertă, că au fost încheiate de guvern, de ministere, de diverse societăți specializate, dar am cerut să ne fie puse la dispoziție și contractele încheiate de consiliile județene pentru spitalele județene, de consiliile locale și de spitalele orășenești, spitalele COVID și rapoartele Curții de Conturi, care are funcția de a verifica cum este cheltuit banul public. Mersi deci, mult, Dănuț, mersi mult! Mersi mult! Mai am o singură propoziție. Din punctul ăsta de vedere, Partidul Național Liberal nu va apăra niciun hoț, nici dacă are cumva în buzunar carnetul galben. Să se ducă să răspundă pentru ce a făcut. Mulțumesc foarte mult! Merge la întâlnire cu premierul, stabilesc liberalii strategia de campanie. Ioana, aceeași întrebare, aștept răspunsul și apoi Dan Tudorache, primarul sectorului 1. Oricine greșește, oricine folosește banii publici în interes personal, oricine profită de crize. Ioana, nu asta a fost întrebarea, eu te-am întrebat. Ioana, ești unul dintre cei mai buni comunicatori pe care i-are Băsescu în echipă. Acum eu te întreb direct, crezi că va fi dosar penal? Și când spun dosar penal, nu mă refer la unul, mă refer la zeci de dosare penale împotriva premierului, împotriva lui Nelu Tătaru, împotriva lui Vela, împotriva cui vrei tu. Împotriva ăstora care au luat măști, echipamente de protecție, aparatură, ventilatoare, se va duce campania și la DNA sau se va duce doar în mediul online și la televizor, că n-aveți voie să vă întâlniți cu oamenii, că le dați boala sau, mă rog, o luați voi, dar mai mult invers. Eu sunt absolut convinsă că vor exista astfel de dosare. Nu neapărat îndreptate împotriva miniștrilor, dar cred că împotriva, nu știu, unor firme sau unor funcționari, cred că vor exista astfel de dosare și cred că va fi temă de campanie, dar tema de campanie va fi cea legată de pensii. Pentru că, după cum vedeți, inclusiv la municipiul București, doamna Firea este și ea preocupată de povestea asta cu pensiile, doamna Alexandru toată ziua în conferințe de presă și se supără că o aleargă pensionarii pe stradă. Deci, în loc să discutăm despre problemele Bucureștiului și să lăsăm miniștrii să se ocupe de problemele țării, dacă și alea sunt probleme foarte grave, după cum vedeți, s-au mutat temele astea și la nivel local. Ce legătură o fi? Nu știu, au reinventat politicienii apa caldă, deși să știți că la București, oricât de ironic ar părea, ar trebui reinventată apa caldă. Că mă bucur tare mult că domnul Tudorache este aici. Foarte tare asta. Aș dori și eu să știu cum se face, domnule, 2020 vara, așa să nu avem apă caldă în sectorul 1. Trăiesc aici din totdeauna, din 90 de cum am făcut. Nu e Dane, apă caldă. Dane, asta la tine, asta a fost la tine direct. Dar cred că doamna știe că apa caldă e dată de Radet. Și Radet nu are legătură cu primăria sectorului 1. Noi avem un CET, într-adevăr, avem un CET Grivița, care funcționează. Dar ce pot să vă spun că astăzi... Și dumneavoastră sunteți de la ce partid, de la UDMR? Cine conduce capitala? M-ați întrebat, eu vă răspund. Dacă... Da. Deci astăzi, de exemplu... Ioana, lasă-l să spună că... Eu zic, ascultă puțin. Nu s-a apucat nimănui, dar Dan are dreptate, adică nu, să nu-l acuzăm sau să nu-i punem în cârcă unui primar de sector
ceea ce ține de Primăria Capitalei, acum pe bune. Primăria Capitalei tot a PSD, Tudor Barbu, te duci la doamna Firea, bună ziua, doamna primar, la mine în sector nu curge apă caldă, ce putem face? Păi dar știe, știe, dar cred că problema asta a fost acum vreo două săptămâni, acum nu cred că este nicio problemă. Eu așa cred. Da, deci, domnul Tudorache, v-am rugat să-mi răspundeți că vreau să merg un pic mai departe, emisiunea are și ea cadența ei. V-am întrebat, domnule primar. Haideți să vă răspund. Da, deci foarte bine că cei de la Curtea de Conturi au venit în control la fiecare primărie, inclusiv la mine. Au plecat acum 3-4 zile, ne-au făcut un raport pe care eu în două zile îl voi prezenta pe site-ul primăriei și eu zic că cel mai bine ar fi ca fiecare primar să-și prezinte acest raport al controlului. Ăsta ce faci tu acum, Dane, este pionul otrăvit. Dacă ai cerut tu, fiți atenți, vă traduc eu repede, oameni buni. Da. Știți ce a făcut acum Dan Tudorache? A zis așa. Bă, mie mi-a venit control de la Curtea de Conturi, am ieșit. Nu, la pe... toți au venit. Nu, stai toți. Un pic să le traducem oamenilor. Ce ai spus? Da. A venit la Curtea de Conturi la mine, la sectorul 1, a ieșit atât de bine încât îl pun pe să ai controlul, ca să vedeți că e impecabil. Și îi rog pe toți primarii să facă la fel, ceea ce denotă că unii primari nu prea pot să-l pună pe site. Am tradus greșit? E corect, dar fiecare cetățean are dreptul să știe fără doar cum și au poate. Ieșit primarii în urma controlului, pentru că toți au fost controlați în această perioadă. Fără doar și poate. Întrebare cu care ne luăm la revedere, da. Răspunde primul Dan și pur la bombuș, o lăsăm pe Ioana. Dane, moțiunea de cenzură Ciolacu, așa am spus eu, că așa este acum. El... La 1 septembrie. Și trece. Trece 100%. Bravo, și eu zic la fel. Și ce rost are? Da. Ce rost are? Va trece. Dane, a trecut. Cade guvernul și ce rost are? Ce se întâmplă? PNL-ul scade în sondaj. Bravo, bună, sincer răspuns. Bravo. Da? Bravo. E suficient. Foarte tare. Ioana. Bine. Mersi mult, domnule primar. Ioana. Eu nu înțeleg rostul acestei moțiuni de cenzură în această perioadă. Păi înseamnă că Eu l-am auzit pe domnul Tudorache, dar eu înțeleg totuși că fiind această perioadă dificilă prin care a trecut România și care continuă mai ales economic, e nevoie de un guvern care să meargă până la capăt stabil, că sunt alegeri în toamnă, 27 septembrie locale, în decembrie facem alegeri parlamentare, să câștige alegerile cei mai buni, să facă acolo majoritatea și să dea un nou guvern țării. Nu văd rostul unei instabilități politice într-o altă criză sanitară și economică. Sincer, mi se pare din nou un gest extrem de irresponsabil pe care îl face PSD-ul dincolo. Nu vă spun politicianism, vă spun cu toată bunăvoința. Ne prețuim reciproc, știu eu asta, credeți-mă, și eu o prețuiesc pe Ioana și Ioana pe mine, așa îmi place să cred că nu s-a schimbat nimic. Te întreb ceva, ai două variante. Ori răspunzi monosilabic, ori nu răspunzi deloc. Să nu te aud cu vreo propoziție, vreo frază complicată, sadoveniană, dar nu se mai termină. Așa. Va candida sau nu președintele Traian Băsescu pentru locale la București? Am răspuns cu tăcerea. Mulțumesc foarte mult, oameni buni. Știți ce înseamnă tăcerea, da? Deși pare de aur, ea nu e întotdeauna de aur. Uneori e de platină, uneori e de plumb. Tăcerea Ioanei Constantin spune foarte multe. Știrea sună așa, știrea pe care o văd eu sună așa. Prognoză sumbră a Comisiei Europene, România va avea în acest an o scădere economică de 6%. Mamă, dacă e așa... E jale puțin spus. Urmată de o creștere de 4% în 2021. Eu nu cred. Nu cred că are din ce să crească cu 4% în 2021. Dar, mă rog, asta zice Comisia Europeană, asta vă spun și eu. Salut, Adriane! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Băi, te-am păcălit, nu o să te întreb, deși Teddy ți-a promis că asta va fi subiectul de dialog. Eu te întreb altceva. Și pe tine, o să-l avem... stați un pic, că m-am pierdut în hârtii. Poftim? Da, este și domnul ministru Rădulescu. Eu te întreb așa, Adriane, cum să faci, tată, un sistem sanitar într-o țară când contribuie la sănătate 5,3 milioane de oameni ai muncii și beneficiază 18, 19, chiar 20 de milioane de oameni? E o misiune imposibilă, într-adevăr. Trebuie să faci un lucru foarte simplu, să scoți evaziunea fiscală din domeniul economic. Că în momentul în care aduci la lumină toate locurile de muncă plătite la negru, când în momentul în care pui firmele să plătească impozitele pe care le datorează statului, poate reuși să faci rost de niște bani și mai tai de la stat, de acolo. Acolo sunt marile probleme, că pentru că cheltuim cu statul 80% din bani. 80% înseamnă pensii și salarii, din tot ce adunăm. Bun, te întreb așa. Banii pe care îi avem, banii pe care
o să-i avem în toamnă și mai ales banii pe care o să-i punem în bugetul țării la anul 2021, reprezintă o alarmă uriașă pentru, pentru toată suflarea românească, Adriane, sau este doar o problemă minoră rezolvabilă de creșterea preconizată pentru anul? Dacă ne luăm după ce zice guvernul, ar trebui să avem după programul ăsta, care n-a rămas decât un pachet de hârtie și nimic altceva, n-am văzut nimic concret. Ești răutăcios, ești răutăcios. Nu sunt. Stăm cu Biblia în mână și ne uităm concret să fie aplicat, că despre asta e vorba, că economia e în criză și nu mai avem timp de pierdut. Deci dacă guvernul reușește să aducă banii de la Bruxelles, e probabil să avem acea revenire, dar nu atât de rapidă pe cât se estimează. O revenire sub formă de U, adică o scădere economică anul ăsta, cum am și spus, și o revenire undeva în a doua parte a anului viitor, dacă nu poate în 2022, la primul trimestru. Pentru că acum cum arată economia în momentul de față, e imposibil să-ți revii economic condițiile în care principalii trei parteneri, atent, Germania, Franția și Italia, n-au bani. Pe celălalt fir îl avem pe altul, Adrian Părădulescu, am spus, o să merg imediat la el, acolo situația este dramatică în agricultură. Te întreb așa, de ce crezi tu că Ioana Constantin, înaintea ta, cu două minute, trei minute, comunicatorul Partidului Mișcarea Populară, a spus că una dintre temele majore de campanie pentru 2020, ambele campanii, și locale și parlamentare, vor fi pensiile, adică asigurările sociale și mai ales pensiile în România? De ce? Pentru că, într-adevăr, ai o masă de manevră care îți aduce niște voturi și lor te adresezi. Și să nu uităm că pensia medie în România e 2300 de lei, adică sunt vai de capul lor pensionare, cei mai mulți dintre pensionari. Noi ne focusăm pe pensiile alea speciale, ni se pare că sunt foarte mari și nu știu, dar nu te gândim că cei mai mulți pensionari abia își duc ziua de pe, în viața de pe zi pe alta. Deci da, e o temă de campanie care întotdeauna a fost, nu numai la legile acestea, la toate legile a fost exploatată la maxim. În opinia ta... Și pe de altă parte, ca să acopere problemele economice. Stai așa, mai zi o dată chestia asta. Păi asta e și motivul, dincolo de situația pensionară. S-a dus pe agenda publică niște teme care n-au legătură cu economia, pentru că în economie tu n-ai soluții și nu vii cu soluții. Încerci să vii cu alte probleme. Rămâi lângă noi. Salut, Adriane. Adrian Rădulescu, președintele Federației Fermierilor din România. Adriane, te întreb, ai dat un interviu la DC News absolut halucinant, l-am citit astăzi, eu știu părerile, eu cu Adrian sunt amic, prieten de ani de zile. E chiar pe bune sau ai făcut-o așa lobby la comanda prietenului tău Ciolacu? Că tu știi că ești un PSD-ist mic. Ai cuvântul meu de onoare că m-am dus la prietenul meu pentru o chestiune și m-a rugat, nu dai și un interviu? Și dau. Și asta este ce cred și asta este realitatea. Te rog frumos, neavând interviul la îndemână, da, spune-mi și mie dacă vrei, nu știu, te-ai dus la prietenul tău, pune-mă și pe mie temporar pe lista ta de prieteni și zi-mi și păi mie sunt, care... dar nu m-ai invitat să discutăm chestiunea asta care e foarte arzătoare. Care? Pe care am discutat. Relansarea economică. Adică? Zi-mă, Adriane, datele importante din acea declarație de presă. Datele foarte importante sunt că, de fapt, două lucruri spune guvernul. 100 de milioane în 10 ani, iar când vorbim de agricultură, din punct de vedere economic, nu regăsesc absolut nimic. Sunt niște povești, sunt lucruri de diletantism pentru diletanți, iar eu nu pot să închid așa ceva. Și atâta timp cât pentru fiecare punct nu vii foarte clar cu câteva cuvinte în spate în care trebuie să spui. Relansarea agriculturii în satul românesc. Punctul 1. Punctul 2. Punctul 3. Punctul 4. Sunt lucruri simple. Dacă vrei, facem discuția asta, dar nu, e păcat să o stricăm pentru 3 minute. Îți promit, Adriane, că o să o facem. Dați-mi voie să-l salut pe Mugur Mihăiescu, omul care săptămâna trecută ne-a promis și acum, ca orice bărbat adevărat, s-a ținut de cuvânt că va veni încă o dată în direct. Atenție! Nu vorbește ca actor, nu vorbește ca ziarist, nu vorbește ca deținător de crâjmă selectă în centrul capitalei. Vorbește ca cetățean al Republicii și fac precizarea asta de ce. E foarte important cum asculți un om. Salut, Mugur! Salutare! Prieten drag, în primul rând îți mulțumesc că ți-ai rupt în timp, știu că n-ai mult, știu că ești pe drum și ești, era să zic pe drumuri, dar încă nu ești pe drumuri nici tu, nici Horeca, sper să n-ajungeți pe drumuri. Te întreb așa, ce ți se pare cel mai important lucru de comentat, primul, al doilea, să le comentăm în direct, pentru că ai
pe ecran și alături și un analist economic foarte bun și un fost ministru al agriculturii și fermier foarte bun. Te ascult. Da, îmi pare rău că nu sunt în fața televizorului să văd ce, despre ce anume este vorba. Acum, dacă ai putea să-mi explici rapid... Ai un dran de încredere și îți spun eu, Adrian Rădulescu, lider al fermierilor, e în stânga ecranului. Adrian Negrescu, analist și gazetar și om de cifre, este în dreapta ecranului, Adrian celălalt în stânga, tu la mijloc. Și problema este așa, cu tine nu avem nici o temă, domnule Mihăiescu, cu tine avem doar ce te-am rugat. Să ne spui în opinia ta, Mugur Mihăiescu, care este cea mai gravă problemă pe care o televiziune ar trebui să o abordeze în aceste zile și care îți e punctul de vedere față de ea? Cea mai gravă problemă pe care o văd eu și aș vrea să văd cifra asta pe toate ecranele televiziunilor. 40 de milioane șomeri în Statele Unite ale Americii, 98 de milioane de șomeri la nivel mondial la ora actuală. Nu vorbesc de familiilor, nu vorbesc de săraci, șomeri, pur și simplu șomeri. Și sub aceste cifre se scrie sloganul ăla pe care l-au vânturat atâta timp, facem asta pentru copiii noștri. Asta o văd eu cea mai gravă problemă. Și când voi vedea alături de cifrele alte, de morți, de, cum le zic ei, de babaurile alea, când voi vedea și această cifră, să vedem de cine se sperie lumea mai tare. N-ai să vezi sloganul ăsta... Care aceste două cifre? Mugure, n-ai să vezi acest slogan niciodată pe niciun ecran de televizor, pe nicio televiziune din România, crede-mă. Păi, despre asta m-ai întrebat care este teama mea cea mai mare. Aceste două cifre, pune-le tu pe ecran. 40 de milioane de șomeri, nu familii, șomeri, nu vorbesc de familii, șomeri în Statele Unite, 98 de milioane de șomeri la nivel mondial, acum, azi. De asemenea, tot să vă dau și o cifră, apropo de cifre, din România. Da. 625.000 de contracte încetate, peste un milion de români fără loc de muncă. Uh-huh. Alături de aceste cifre pune așa. Concedierile de la Expedia, minus 30%, asta acum o săptămână. Concedierile de la Cisco, concedierile de la ia marile firme la nivel mondial. Hai să nu zicem de România, că România este în trendul mondial. Toate aceste cifre, puneți-le pe ecran. Și mai jos, încă o dată, acesta este viitorul pe care noi am asigurat copiilor noștri. Și cu asta am încheiat orice discuție. Eu te întreb așa, Mugure, dacă eu am făcut emisiune în care am spus ce se întâmplă la Ford. O treime din angajații din România pleacă acasă, definitiv. Da. Am spus într-o altă emisiune cu câteva zile înainte ce disponibilizări face Renault la Craiova. Ce vrei tu, de fapt, să pui în evidență? Faptul că ce? Păi, dragul meu, eu am spus-o de 100 de ori. Faptul că ne-am nenorocit o societate la nivel mondial pentru frica personală de a nu muri, frica asta teribilă de moarte, și nu moartea, atenție, nu moartea copiilor, copiii sunt feriți de treburile. Această frică personală a călcat în picioare orice. Orice. Mugure, nu am expertiză medicală, dar nu trebuie să ai expertiză medicală pentru așa. Vreau să te întreb ceva, Mugur. În opinia ta, de ce se bate monedă și se fac eforturi mediatice, mai mult mediatice, mai mult la prosteală, mă rog, de ce se fac eforturi mai mari pentru vârsta a treia, pentru pensionari, decât pentru locurile de muncă și generația 18-35? Pentru că asta este moneda pe care au apucat să o bată de la început. După ce din armata generalilor, asta de 100 de mii de oameni, care a stat ascunsă în tranșee, ca nu cumva 50 de oameni să moară în luptă, în armata generalilor vor muri 15 mii de oameni din mare armată de 100 de mii, în timp ce generalii își mănâncă proviziile lor de general, că noi așa sunt generali, iar la sfârșit vor ieși în fața lor și v-am garantat o mare victorie, am învins. Când vor fi întrebați de cei 15.000 care au murit în loc să moară 50 la început, va spune că știau unde merg, știau că merg la război. Asta este moneda pe care au apucat să o bată. La ora actuală, bătălia lor este pentru menținerea credibilității lor, că acțiunile prostești pe care le-au făcut
de fapt supradimensionate pe care le-au făcut, le-au făcut cu mare grijă de oameni, fără să ia în considerare marea grijă a unui miliard de săraci pe planetă care când spui, ne Mugure, așteaptă în următorii Mugure, doi ani. Când spui a lor, la cine te cine sunt ăștia lor? Șefii de guverne ai țărilor bogate. Țări bogate care n-au mai purtat războaie pe teritoriul lor, au purtat, s-au omorât pe la sirieni, pe la arabi, pe la... oriunde nu la ei. Societățile lor au fost învățate cu dreptul fiecărei vieți, dreptul mitu, dreptul nu știu ce, ultima dreptul întrebare. Viața mea este mai presus da, decât am înțeles. Ultima, și când se cere, scuză-mă, și când li se cere sacrificiu suprem pentru societate, supremul să-l facă alții, nu noi. Ultima întrebare, Mugur Mihăescu. Te rog. Poporul român din care faci la atâta amar de vreme parte, da, are vreo vină sau nu are vreo vină pentru situația în care trăiește? Are și bune și rele, are și are o parte. Nu vreau să fii rabinic. Avem și noi partea noastră de vină categoric. Suntem într-o barcă comună. S-a arăs cu degetul că doar ăla e vinovat și de fapt nu că noi care e principala vină a poporului Mugur? Aceeași vină ca a tuturor din lumea asta. Este frica personală. De dispariția personală. De nu pot să mor eu pentru că am 40 de ani și am atâtea de multe de demonstrat, societatea trebuie să meargă pentru că eu sunt buricul societății, universul e al meu, totul este al meu, dar când societatea îți va cere sacrificiul, de exemplu, cum ne-au cerut la Revoluție, aici te vor înjura, te vor arăta cu degetul, te vor blama pentru că nu ești din categoria celor care stă în tranșee ca să plece inamicul acasă că poate are de... Mulțumesc mult, Mugur Mihăescu. Revenim imediat cu cei doi, Adrian, și cu Rădulescu și cu Negrescu. O analiză pe care merită să nu o ratați, ca să spun așa. Revenim imediat. Ne-am întors în direct, oameni buni. Adrian Rădulescu și Adrian Negrescu alături de voi și le mulțumesc foarte mult pentru asta. Am să vă propun amândurora un ping-pong de genul. Eu pun întrebarea și voi răspundeți, nu neapărat monosilabic, dar rapid, ca să încapă multe întrebări în puținele minute pe care le mai avem până la final. Vă întreb așa, răspunde Adrian Rădulescu că e mai în vârstă și tu, Adriane, mai la urmă, că ești mai tânăr ca și mine, așteptăm să vorbească cei mai înțelepți. Întrebare, vor fi sau nu vor fi dosare penale cu care în campanie să se joace după criza, după pandemie, sau mă rog, după criza COVID, în sensul achiziții și măsuri luate? Vor fi. Foarte tare. Domnul Negrescu. Eu sper să nu fie să se discute de economie, v-am zis. Cum? Sper să nu fie și să se discute despre economie. Pentru că vedem pe zi ce trebuie tot mai multe companii mari care intră în insolvență sau în încurtat pe Iertați-mi întrebarea puțin prea brutală. Faceți mișto de mine în emisiunea mea? Cum adică sper că nu vor fi? Suntem în an electoral, băi, Adriane. A anunțat Ciolacu ieri la mine în emisiune, a intrat în direct și a spus așa. Ascultă-mă, despre pensii, nimic altceva. Ascultă-mă, prieten drag. Domnul Ciolacu, președintele PSD-ului, ieri în emisiune. Vom face plângeri penale pentru toate achizițiile luate în timpul pandemiei, în timpul stării de urgență și de alertă. Vom face dosare penale și Orban, i-a sunat ceasul Orban sau ceva de genul ăsta. Cum adică sper că nu o să fie? Eu întreb așa de drăguț, eu știu că o să fie. S-a lăsat liniștea. A doua întrebare. Sunt sfidați fermierii români aflați într-o cursă absolut injustă și dezechilibrată cu fermierii europeni pe piața alimentelor și produselor de haleală, de mâncare, de băutură, Adriane? Sunt sfidați, dar își merită soarta. De ce spui asta? Pentru că i-ai auzit, au fost propuneri, au fost programe, n-au vrut să iasă, sunt mulțumiți cu ce li se dă, li se promit vorbe, vor primi vorbe, fapte, deloc. Bă, fermieri, eu te întreb acum direct, o să supere pe mine o grămadă fermieri aia. Bă, sunt proști sau sunt golani? Nu sunt nici proști, nici golani. Dar cum sunt, mă? Sunt lași. Domnul Negrescu. Au ales calea profitului. Din păcate, foarte mulți fermieri români au ales calea profitului, lucrează cu multinaționale, se vând ieftin, nu se asociază pentru a-și crea o forță mai puternică și a-și spune punctul de vedere. Sunt practic la mâna
celor care decid. A treia întrebare. Produsele românești care au ajuns aproape să fie interzise să scrii la raft în supermarketuri, în multinaționale astea de care vorbește Adrian Negrescu, produsele românești au vreo șansă să reziste în competiția cu străinii sau ne vom adânci în împrumuturi pe care să le mâncăm? O șansă super mare dacă după 30 de ani de experiențe vor înțelege atât guvernanții cât și fermierii, mă refer aici la fermierii mici care sunt peste 80% afectați, pentru că ceilalți 20% obțin 80% din producția agricolă a țării. Și vor înțelege că singura șansă sunt programe economice viabile, susținute de anumite subvenții pe care trebuie, sau ajutoare de stat, mai corect, pe care trebuie să le dea statul, cu o singură condiție. Asociere cooperative. Dacă vor înțelege chestiunea asta, în 2 ani, în 3 ani suntem o forță în Europa. Dacă nu, tot așa vom vorbi și peste 20 de ani. Adrian Negrescu. Atâta timp cât nu facilităm capitalului românesc să se dezvolte în zona marilor orașe și practic le dăm mână liberă marilor companii să dezvolte lanțuri de magazine și să-i spună punctul de vedere, comercianții și fermierii români nu vor avea nicio șansă să intre în zonele aglomerate unde există consum, unde există afaceri. Ultima întrebare, Adrian Rădulescu. Crezi că trebuie înființată și crezi că se va înființa și va fi utilă înființarea ei Banca Națională de Dezvoltare? Sincer, nu cred că se va înființa. De ce? Pentru că trebuie bani foarte mulți și hai să înțelegem ceva. Există această chestiune cu care amăgim poporul român cu bănci românești și mai ales o bancă agricolă. Toate băncile funcționează după aceleași reguli. Să știi că nicio bancă nu o să dea bani să-i piardă, nicio bancă nu o să dea bani... Băi, Adrian, stai un pic, că o bancă națională de dezvoltare, mă, pe modelul, iau modelul cecului, sau iau modelul Exim Bankului, dar mai puțin, al cecului. Păi, dar stai o secundă, dă-i capital la cec, formează departamente de agricultură, de industrie alimentară, de și așa mai departe, de celelalte domenii, de industrializare. Da, de ce să pui, stai mă puțin, bă, tu știi că ești băiat deștept, de ce să pui toate ouăle într-un coș, mă? Adică ce e rău să faci o bancă națională de dezvoltare unde statul e acționar și banca aia, ca și cecul, face politica... Stai mă puțin, Adriane. Cecul... Cine facem și cine o conduce? Doamne, era să spun o prostie de m-am dat Hergeu. Cine o conduce? Da. Las-o, dracu, Doamne, iartă-mă că din 20 de milioane de români au găsit 30 de români deștepți, care să nu fie nici amante, nici oameni de partid, nici niște dobitoci îngălați care să fie puși acolo pe criterii de ei știute. Nu, au găsit 3 oameni deștepți. Doamne, Maica Domnului, hai, vrei să facem o emisiune odată să vezi cine și ce funcții ocupă și cât de importante sunt funcțiile de respective și cât de nepregătiți sunt ei? Bine, Adrian Negrescu, zi frățioare, măcar tu mai iluminează-mă. Ideea de a construi o bancă de stat e bună. Problema e de unde e banii ca să o capitalizezi. Dacă în programul ăla de guvernare Reclădin România vedeam și niște surse de capitalizare a acestei bănci, adică măcar niște privatizări sau niște emisiuni de obligațiuni care să atragă bani de la populație să construiești capitalul acestei bănci, da, e bine. Să construiești o bancă de stat care să dea credite cu dobândă mică, în condițiile în care avem cele mai mari dobânzi din Europa, ar fi o idee bună, da, pentru economie. Mulțumesc mult celor doi, Adrian. Rămâneți alături de noi. Un final interesant, vă promit.